De când schimbarea anvelopelor în sezonul rece a devenit obligatorie anul trecut, șoferii tot nu știu când și cum se aplică aceasta. Unii spun că mașina trebuie echipată de iarnă de la 1 noiembrie, alții că din octombrie, dar adevărul este că legea nu prevede o dată anume pentru că totul depinde de condițiile meteo. Întrucât la data de 1 noiembrie 2011 a fost modificat textul de lege privind obligativitatea acestor anvelope. Asta înseamnă că începând cu 1 noiembrie 2011, pe o perioadă îndelungată până la abrogarea textului de lege, sunt obligatorii aceste anvelope în condiții de zăpadă, gheață sau polei. Asta înseamnă dacă, teoretic, prin reducere la absurd, în luna august, în municipiul Constanța va ninge, atunci suntem obligați să avem anvelope de iarnă. Chiar dacă afară sunt încă temperaturi ridicate pentru această perioadă a anului, recomandat este ca mașinile să fie pregătite de iarnă, mai ales că în alte zone ale țării s-au înregistrat deja ninsori și gheață. În acest sens, polițiștii de la rutier au demarat o acțiune de verificare a mașinilor și i-au sfătuit pe șofer să ia în serios prevederea legală. V-ați pus cauciucuri de iarnă la mașină? Da. Mi se pare ok regula aceasta? Da, mi se pare foarte ok. Ați avut toate probleme în cauza că n-ați avut cauciucurile? Da. Că să vă puneți? Da, cum să nu. Este ok regula aceasta? Mi se pare ok? Da, este foarte bun. Okay. Pentru siguranța noastră. Da, mi se pare foarte ok. Ai avut probleme că n-ai avut cauciucuri de iarnă la... Până acum n-am avut. Conducătorii auto trebuie să știe că sub temperaturi de 7 grade Celsius, cauciucurile de iarnă sunt recomandate chiar și pentru rularea pe asfalt uscat, compoziția acestora fiind optimă la temperaturi joase. Anvelopele pot fi recunoscute prin marcajul MS sau MNDS, conform legislației europene sau munte fulg de zăpadă, conform celei americane.